M-a atras titlul, Predau viitor. Mi-a plăcut foarte mult prima ediție. Am vrut să fac altceva la clasă. Am tot căutat să predau altfel. Și până acum predam interdisciplinar informatică. Din punctul meu de vedere nu pot să predau altfel. Și încerc să o leg de viață și de talentele elevilor. De acum înainte voi putea răspunde mult mai concret la întrebările elevilor mei. Și îmi doresc tare mult ca elevii mei să fie conectați la ce se întâmplă astăzi în acest domeniu. Cred că pot să ancorez puțin mai bine în realitate scopul informaticii. Să-i sfătuiesc cum să-și aleagă cariera în domeniul informaticii. Ora aceasta ideală ar fi aceea în care eu sunt un facilitator, un îndrumător și nici de cum rolul clasic. Predarea va fi mai mult bazată pe jocuri de acum înainte. Să renunț un pic la acest stil de predare-învățare clasic. Voi încerca mai mult să lucrez cu ei în echipă, să-i motivez și poate un pic mai mult să valorizez produsele echipelor, chiar dacă nu au fost cele așteptate de mine. Mi-aș dori să exersăm mai mult lucrul de echipă. E foarte importantă relaționarea, să învețe, să rezolve proiectele în echipă. Să pun mai multă responsabilitate pe copii. 90% este self-learning, deci noi trebuie să învățăm să învețe. Eu vreau un elev care să aibă libertate de gândire, să aibă curaj să și spună ideile. Gândirea sa critică, da? Să știe să analizeze lucruri. Mie mi se pare prioritar să aibă stimă de sine. Să se poată descurca. Să nu facă din obligație, să facă din plăcere ceea ce li se cere. Tot ce am făcut pe partea de psihologie a elevului, pentru că tot o să am o clasă, atât la copii mici de a 5-a, tot ce am făcut aici, abia aștept să aplic în copii. Le-aș duce așa un imbold de a nu renunța și de a fi cât mai interesați în ceea ce își propun. Am cunoscut colegi din țară care la rândul lor vor să schimbe ceva. Am găsit aici oameni cărora chiar le pasă. Noi, cel puțin cei din provincie, avem foarte puțin acces la acest domeniu. Toate chestiunile au fost noi, de la vizitele de lucru, la firmele mari. Cel mai mult mi-au plăcut vizitele la companiile IT. Cel mai mult mi-a plăcut că am intrat în contact cu dezvoltatorii din industria de IT. Partea de gaming, de printare, în 3D, partea de design thinking. Am luat și din activitățile emoționale ale lui Vasile câte ceva. Și chestia asta cu strângerea de fonduri e ceva ce am învățat tot aici, trebuie să recunoaștem. Mi-a dat enorm de multe idei, nu știu de unde să încep. Mă gândesc la vizite pe care le-aș putea face cu copiii, să identificăm niște nevoi concrete din școală, din comunitatea locală și să încercăm să construim proiectele care să rezolve aceste nevoi. A fost unul dintre puținele programe cu care am simțit că rezonez. Și profesional și emoțional pleci încărcat și entuziasmul ăsta clar îl transmit mai încolo copiilor. A fost un program viu. Ne pregătește pe noi profesorii să-i pregătim pe elevi pentru viață. E un schimb de experiență extraordinar proiectul acesta. Deci felicitări organizatorilor și mult succes mai departe!